seara, domnule Bergodi, felicitări. Aș începe chiar cu o vorbă de a dumneavoastră. Mama mia, ce meci. Care sunt concluziile? A fost un meci așa, unde am trăit periculos, dar un meci in generale, zic eu, bun, am giocato bene, am arătat ocazia, am creat, dar așa, păcat aceste două goluri pe faze fixe, dar vom lucra și vom regla niște lucruri așa, dar in generale cred eu că am meritat și chiar dacă, pentru că oricum ocazia am avut, am arătat și un penalty la sfârșitul prima ripresa, al doilea ripresa ocazia mare cu din nou Albiol. No, zic io che l'equipa ha giocato bene, ar trebui să nu jucăm așa pe contre, în prima ripresa prea mult contraatacuri am luat, pentru că oricum știți cum e, cred eu che mentalitatea asta dei giocatori nostri aici în Giulesti ne împinge supporteri din spate și ei, io vreau, doresc să vede o echipa che creeze ocazie, che gioca in attacco, dar uneori trebuie să și controleze ritmul, jocul, pentru că nu se poate să jucăm întotdeauna cu acțiune lor, acțiune noastră, așa, pe contre. Dar, în general, sunt bucuros pentru că e mai bine o mentalitate ofensivă decât să stăm acolo. Cum am stat al doilea represa, pe 3-2, când am schimbat zi, sistemul de joc, dar nu e asta, pentru că, din punct de vedere mental, uno crede că trebuie să se apere. Nu există. Nu există. Joci întotdeauna ofensive și gata. Dacă nu, se întâmplă că iau ocazia și măcar pierzi două puncte. Rahmani este la al doilea penalti ratat. Vă gândiți să schimbați executantul? Pare că n-are prea mare inspirație acolo la... No, în ultimul timp n-are inspirație adevărată, dar nu se poate spune ceva de negativ. E normal, a ratat un penalti che ne putea costa scump, acest penalti ratat în prima ripresă, dar după a alergat mult, oricum a alergat mult acolo în față. Cred eu che mi-a plăcut și chiar dacă a arătat ocazia asta mare când s-a prezentat singur cu portarul. Dar vor veni momente mai bune. E normal că și el are normale momente că măcar nu dă gol. Asta nu e problema. Important e că am castigat, că echipa a castigat trei puncte foarte, foarte importante. Ați văzut ce echipa și Iașul cu, și puternică și cu jucătorii de tehnică acolo în față. C'era asta 21, Luis Felipe, Gheorghiță, bun, jucătorii buni. Ionită, în schimb, e mare formă. Ce i-ați făcut? Nu i-am făcut nimic. Am vorbit, vorbim și încercam să-i dăm încredere. A prins această încredere și acum și-a avut realizare și asta e da moralul bun. E un jucător oricum are talent. Păcat pentru că eu i-am zis, se poate pierde acest talent, din păcate, când ai oricum un jucător care din punct de vedere tehnic e foarte bun și bine că a dat două goluri. Care ar fi pentru dumneavoastră omul meciului în seara aceasta a fost Ionită, dar pentru dumneavoastră, pentru ceea ce a făcut pe teren, Ionită sau Petrila? Bă, și Petrila a jucat foarte bine, dar mi place să vorbesc despre toată echipa. E normal că s-au remarcat, Claudiu s-a remarcat Ionită, dar tot asta însemna un joc colectiv și zic eu că echipa a jucat bine, come doresc, trebuie să reglame niște lucruri pentru că e normale, dar mi place mai mult să vorbesc despre echipa colectivă, adică nu numai un jucător, dar e normale că Petrila acolo la spestinga a făcut diferența. Ați repetat acel sprint pe care l-am mai văzut aici pe Giulești, la golul al doilea marcat de echipa dumneavoastră. Începe să vă placă așa, să sprintați. Și ce le-ați spus jucătorilor? Am văzut, ați vorbit și cu Haidă. No, pentru că eram un pic superate, pentru că ei ieșeau bine la mijlocul terenului. Un pic am suferit la mijlocul terenului al începutul meciului și nu am sprintat, sunt pregătit bine din punct de vedere fizic. No, dar... No, m-am oprit oricum, dacă ați văzut, m-am oprit, am făcut jumătate de drum spre jucători. No, pentru că am vrut să îi spun ceva la Oaida, pentru că la mijlocul terenului nu mergea bine lucruri pe fază defensivă. Dar mă bucur pentru băieții și felicit, pentru că oricum e vittoria foarte, foarte importantă. Suntem acolo sus și în continuare acum ne odihnim și ne vom pregăti bine pentru meciul cu Arad.
Ultima întrebare este legată de echipa națională, pentru că vine această pauză pentru națională. Ar merita și Ioniță să fie acolo sau mai are de lucru pentru a-l convinge nu, pe selecționer? Mai are de lucrat. Și nu mi place să dau sfaturi sau spune la impresa jucătorii că pot să ajungă acolo în naționale. Am zis acest lucru, am zis și în conferința presă înainte premergătorul meciului. Nu mi place. Este un antrenor foarte bun, important acolo în naționale, Edi, și cred că el va face sigur alegeri foarte bune. Importante che Romania castige, să castiga două meciuri, che è foarte importante che așa atunci după drumul e mai ușor spre campionatul european. Mulțumim. Mersi.